Atunci când un pacient se prezintă cu suspecție la o afecțiune oncologică, prima intenție este de a confirma diagnosticul prin efectuarea unei biopsii. Biopsia este în principiu o procedură simplă, constă în prelevarea unor celule sau unei porțiuni de țesut afectat prin diferite metode. Ulterior, aceste celule sau acest țesut este trimis către laboratorul morfopatologic pentru stabilirea diagnosticului histopatologic. Biopsia rămâne a fi standardul de aur în diagnosticul patologiilor oncologice și în tratamentul personalizat al pacientului. Așa arată o leziune suspectă vizibilă la examenul mamografic. În acest caz este necesar de efectuat o biopsie pentru a concretiza diagnosticul. Diagnosticul cancerului mamar. Biopsia poate fi efectuată în principiu prin trei metode convenționale de efectuare. Este biopsia prin ac fin, biopsia pe ac gros sau se mai numește trepan biopsie sau biopsia trucat și biopsia excizională. Dacă în cazul biopsiei cu ac fin noi obținem doar câteva celule care ne permite să punem diagnosticul este o afecțiune malignă sau nu este, în cazul biopsiei cu ac gros avem posibilitatea nu doar să stabilim diagnosticul este sau nu, dar și să stabilim caracteristici suplimentare a procesului tumoral. Datorită progresului tehnologic în domeniul imagistic și aplicarea ultrasonografiei, tomografiei computerizate, rezonanței magnetice nucleare, a crescut și numărul biopsiilor posibile efectuate eco-ghidat și imagistic ghidat, țintit. În cazul în care se suspectă o malignitate la nivelul glandei mamare sau la nivelul tiroidei, se efectuează biopsiile ecoghidate. În cadrul suspectării unei malignități la nivelul rectului, colonului sau stomacului, esofagului, se efectuează biopsie endoscopică. Cancerul de prostată, ca oricare alt tip de cancer, se stabilește doar în baza diagnosticului histopatologic. Fragmentele pot fi prelevate prin biopsie ecoghidată transrectală a prostatei. Această procedură se face în condiții de ambulator, dar sub anestezie locală, cu infiltrare de lidocaină sau infiltrare de gel catigel în ampula rectală și cu un ap special, sub ghidaj ecografic, noi putem lua biopsie dintr-un anumit loc țintit din care avem nevoie și care este suspect. Se practică 12 fragmente de biopsie, 6 din lobul drept, 6 din lobul stâng, în cazul că dacă este cancer de prostată, are loc stabilirea scorului glison, care este un pronostic important pentru pacient.